Este al patrulea an în care copiii de la școala gimnazială numărul 1 de la Oinacu organizează manifestări literar-artistice ca parte a unui proiect inițiat de Căminul Cultural al Comunei. Și fiindcă este martie, luna în care s-a născut marele scriitor Ion Creangă, ca în fiecare an, tema manifestării literare a lunii a fost opera și biografia povestitorului născut la Humulești. Astfel, în cadrul evenimentului, patru grupe de elevi ai claselor 5-8 cu sprijinul directorului școlii, Mădălina Oprișan, în colaborare cu Primăria Comunei și a mai multor instituții de cultură, s-au întrecut în a ilustra și recita fragmente din opera lui Creangă. În același cadru a avut loc un concurs în care cei peste 40 de copii participanți au trebuit să recunoască după fragmente date opera din care au fost culese. De asemenea, o altă probă a constat în testarea cunoștințelor despre biografia lui Ion Creangă. La plicitul vechi, cel cu muit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cupiorul pe care mă țineam, pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de anijoarca și alte jocuri și jucării pline de hasuri și farme cu copilăresc, pe care îmi sadă și acum inima de bucurie. Dar bine cheamul ai este scăldatul, coboară-te jos în harule, că te-o învățai. Dar cum să te cobor, că jos era prăpădenii? Dacă vede ea și vede, dar nu ne privește, apoi începea să ajuta pe cireșul din ziliun. Stai mai porcane, că te căpsușește aia, Mărioara! Evenimentul a fost unul cu greutate, câtă vreme la masa juriului s-au aflat poeta Dunia Pălângeanu, dar și singurul scriitor, autor de basme românești, Petre Crăciun. Iată, este o minunată zi de primăvară literară la Oinacu și împreună încercăm să evocăm personalitatea unui mare povestitor, unui mare scriitor pentru copii, în mod special copii care nu au vârstă, nu? Ion Creangă. De foarte mulți ani scriu carte pentru copii. De mulți ani, de vreo 20 ceva de ani și-am adunat multe cărți. 15 cărți care sunt scrise, unele publicate, altele urmează, sunt în curs de publicație, de publicare. Sunt, nu numai cărți pentru copii am scris, dar în special carte de copii. M-am adus câteva dintre ele. Eu am scris și poezie, dar și basme. Sunt unul dintre singurii, poate chiar singurul scriitor de basme românești la ora actuală din România. Și cum dragostea pentru literatura a copiilor din școala Oinacu a fost demonstrată în mai multe rânduri prin diverse manifestări literar-artistice, tot printre ei l-am cunoscut și pe Cornel Dobra, micul poet al școlii. Sunt pasionat de poezie din cauza literaturii. Am citit Eminescu prima dată și am încercat și eu și mi-a ieșit. Câte poezii ai scris? De când scrii poezie? Am început din jurul clasei a patra și am scris în jur de 50 de poezii. Îți citește cineva poeziile? Da, îmi citesc poeziile prietenii, colegii, doamna dirigintă și doamna Dunia Pălângeanu. Suntem într-o colaborare și încercăm să facem ceva frumos din asta. Acțiunea s-a încheiat cu premiera celor mai buni din concursul desfășurat în cinstea marelui Ion Creangă. Pe locul întâi s-au clasat elevii de la clasa a șasea, pe locul al doilea cei dintre a cincea, în timp ce pe a treia poziție s-au situat copiii care au reprezentat clasa a opta. Am plecat de la ideea că, trăind într-o epocă a internetului, trebuie să găsim căi să-i apropiem pe copiii noștri de valorile literare românești, să-i aducem mai aproape de operele marilor noștri scriitori. Și de aici ideea acestui proiect pe care noi îl derulăm anual, așa cum ați spus, de 4 ani încoace. Evenimentul organizat la Oinacu este al doilea din acest an, după ce în ianuarie a fost celebrat în același cadru Luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu.